Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a anunțat că a depus luni, 4 iulie, la Compania Națională de Investiții un proiect pentru dezvoltarea în orașul Siret a unei baze sportive care va cuprinde teren pentru fotbal, teren multifuncțional pentru handbal, basket, volei și tenis, clădire pentru vestiare, parcare, alei pietonale și spații verzi. Potrivit edilului, baza sportivă este prevăzută și cu gradene pentru 500 de spectatori. Adiacent gradenelor vor exista locuri pentru 20 de persoane cu dizabilități locomotorii. La acest moment, stadionul orașului este dat în folosință Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență pe termen nelimitat pentru tabăra de refugiați. Noua bază sportivă va fi amplasată pe strada Rogojeștilor și sperăm să obținem finanțarea pentru acest obiectiv cât mai curând, a spus primarul Adrian Popoiu.